Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara organizează campania gratuită pentru sterilizarea animalelor din specia canină, intitulată Sterilizează și Salvează. Prin această campanie, care se desfășoară până pe 27 mai, se oferă sprijin deținătorilor de animale de companie din specia canină, rasă comună, pentru a respecta legislația în vigoare, iar primele acțiuni au avut loc în comuna Șoimuș. În viitor, polițiștii intenționează să organizeze și în alte localități campanii de sterilizare gratuită pentru animalele de companie, pentru asigurarea respectării legislației în vigoare. Polițiștii le reamintesc proprietarilor de câini faptul că, potrivit legii, este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân, aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a actului normativ. Polițiștii Biroului pentru Siguranța Animalelor s-au implicat în această campanie de sterilizare gratuită a animalelor de companie, a câinilor, împreună cu o asociație non-profit, dar și cu o primărie din zona municipiului Deva. Dorim să le aducem în atenție proprietarilor de animale, obligațiile legale pe care le au ca și deținători de câini, pe de o parte, pe de altă parte să-i sprijinim pentru a respecta prevederile legale, după cum bine știți, legislația îi obligă în acest sens și, bineînțeles, pentru a evita posibile incidente nedorite de natură chiar penală, spunem noi, pentru că au fost situații în care animale, fie cu stăpân, fie fără stăpân, au atacat pe domeniul public, au atacat diferite persoane. Așadar, polițiștii se implică în această campanie și facem un apel la cetățeni să răspundă solicitărilor noastre. De săptămâna trecută au intrat în vigoare noile prevederi privind protecția animalelor, iar cei care nu le respectă riscă amenzi contravenționale între 3.000 și 12.000 de lei. Iar dacă încălcarea legislației este mult mai gravă, s-a instituit pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 6 luni și 7 ani.